cine o să vreau dedicații de la domnul Cosmin și o să, așa, își dăm prozorul. Așa. Cum pornim noi treaba asta? Mulțumesc mult! A scrie despre Slănic pentru mine a fost o provocare, dar înainte de a mă referi la geneza cărții, cum s-a ajuns să mă încumet să scriu o asemenea carte, aș vrea să mulțumesc în primul rând domnului primar, pentru că dacă n-ar fi avut perseverența și dorința manifestă de a înfăptui un asemenea proiect, astăzi n-am fi aici. Și țin să mulțumesc celor care m-au sprijinit în mod real în realizarea cărții, prietenilor mei Mihai Ceucă și Milica Munteanu, pentru, pe de o parte, colecția de cărți poștale ilustrate, pe de altă parte, resursele arhivistice ale Arhivelor Naționale, domnului Cristian Ababei, care a fost cureaua de transmisie între mine și domnul primar, deci toate datele, ilustrațiile pentru carte le datorez dânsului. Nu în ultimul rând editorului, doamne Maria Dohotaru, de la Magic Print, care s-a încumetat să tipărească într-un tip record o carte de asemenea complexitate, și doamne Ștefania Baciu, care a făcut ultima lectură și corectură a unei cărți de asemenea dimensiuni. Și înainte de a spune câte ceva despre geneza cărții, aș pleca de la o mică mărturisire. Clasa a treia am făcut-o la Galați și m-a fascinat bătrânul Danubiu. Dintre amintirile cele mai puternice care mi-au rămas până astăzi au fost lansările navelor la apă la șantierul naval din Galați. Deci un spectacol care m-a marcat și totdeauna am considerat că o carte este asemenea unei nave. Deci noi, practic, lansăm nu o carte, ci o navă care va călători pe mări și oceane foarte departe și fiecare va avea o poveste cu totul aparte. Într-un fel, cercetarea mi-am dedicat-o Văii Trotușului. Când am pornit la studiul Văii, nu exista decât o singură carte, Valea Trotușului la Iuliei Băcărașu, care era mai mult o carte turistică și destul de sumară pentru cei care știu. Deci o carte de geografie istorică. Și după 4 decenii de cercetare s-a ajuns la ceea ce se numește Valea Trotușului, enciclopedie, ediție de lux, o carte unică în Europa, în prima enciclopedie pluridisciplinară dedicată unui bazin hidrografic, cu această navă amiral, Valea Trotușului, a intrat în literatura europeană. Între zecile de cărți, deci n-am avut parte de lansări pentru fiecare, dar 19 lansări, aceasta ar fi a 19-a lansare de carte, 2 dintre ele fiind duble lansări, în diferite locații, Târgu Ocna, Comănești, Bogdana, Onești, Bacău, chiar și la Moinești, deci oriunde, Poiana Sărat, Oituz, deci oriunde a existat interesul pentru istoria zonei. Povestea legată de Slănic, de jumătate de deac sunt legat de Slănic. Date și informații despre Slănic le-am publicat în diverse lucrări dedicate Văii Trotușului. Afară de enciclopedie, în dicționarul istoric al localităților trotușene, în prima bibliografie generală despre Valea Trotușului, în albumul Valea Trotușului de odinioară, în Valea Trotușului turistic vizual
Și la un moment dat, dându-mi seama de impactul pe care Târgu Anilor Romantici l-a avut pentru comunitatea din Târgu Ocna, am trecut și la personalizarea pentru Slănic. Și așa s-a născut acel album, Slănic Moldova de Odinioară, în cărți poștale ilustrate, pe care o vedeți deja expusă, care la fel a fost o carte de vizită a stațiunii pentru numeroși turiști. Când s-a născut ideea unei asemenea cărți? În 2019, în același amfiteatru ca astăzi, fusesem invitat să țin o comunicare despre apele minerale din Slănic. Și atunci domnul primar a avut ideea unui proiect, a unei cărți despre izvoarele minerale. Eu n-am putut onora în 2019, adică nu am luat niciun angajament, pentru că atunci am avut două proiecte. Obștea evreilor din Târgu Ocna, scurtă istorie ilustrată, ediție în română și în engleză pentru primăria din Târgu Ocna, și Valea Trotușului, ghid turistic vizual, ediția a doua pentru primăria din Comănești. Erau niște obligații, niște dorințe pe care m-am străduit să le fac. 2020 a fost un an foarte dificil pentru toată lumea, să știi foarte bine. Și atunci am considerat că puteam cumva să mă revanșez pentru ce n-am putut să fac în 2017, la centenarul bătăliilor de la Cojna și Cireșoaia. Și anul trecut am publicat Cartea de Aur a Eroilor de la Ortuz, o premieră în istoria militară românească, apreciată și cu recenzii în presa militară. Anul acesta am zis că după atâta cărți scrise, să trec la un mic repaus. În primăvară terminase Mănăstirea Măgura Ognei, Biserica Sfântul Nicolae Cutunuri, Cimitirul Cutunuri și Dicționarul Oamenilor de Seamă din istoria Târgu Ocna. Și am zis, gata, ne-am odihnit. Domnul primar nu renunțase la idei. Și a revenit o săptămână și ceva timp de gândire și după aceea zic, hai să vedem. Pentru că la început era vorba despre o carte despre izvoarele minerale. Zic că 100 de pagini, el n-ar fi așa de pretențios. După două luni de documentare aproape exhaustivă, m-am trezit că e prea mult material pentru a încerca să scrii un ghid turistic sau chiar o monografie. Și am spus, de ce nu am face noi pentru Slănic o enciclopedie, prima enciclopedie a unei stațiuni balneoclimatice din România. Stațiunea e prea frumoasă, sunt atâtea lucruri interesante despre ea, de ce să nu o facem să fie, într-adevăr, o bijuterie, așa cum apare și pe titlu, să fie pe la Carpaților, dar să fie și una din cele mai frumoase cărți care s-au scris despre un oraș din România. Și am trecut la câteva luni de activitate extrem de complicată, de dialoguri permanente, de modificări, de cizelare, de rafinare a cărții, care a ajuns în forma aceasta, deci o enciclopedie destul de monumental, asemenea enciclopedie, asemenea cărții de aur, da? Deci face parte din categoria cărților cu greutate. Dacă observați, o machetare pe care eu n-am mai folosit-o la alte cărți, deci fiecare dată am inventat câte o machetă de carte. Unele au avut succes mare, cum au fost și albumele, sau ghidurile turistice. Și acum m-am gândit la o machetă care, pe de-o parte, să prindă ceea ce presa epocii aduce și redă viața cotidiană, obiceiurile, nu știu, tradițiile, modul în care erau exploatate izvoarele minerale, despre tratamentul balnear de-a lungul vremii și, pe de altă parte, un text destul de succint, dar clar, cuprinzător, despre diferite teme.
iar ilustrația pe măsură, adică un echilibru între text și ilustrații. Și o să observați că e una din cărțile care surprinde prin modernitate, prin frumusețea designului grafic abordat, prin ilustrații spectaculoase, de la cele foarte vechi, nu, de la 1880, până la fotografiile aeriene, panoramice asupra stațiunii. Deci, pentru oricine va răsfoi această enciclopedie, va fi o călătorie în timp fascinantă, atrăgătoare și poate, la sfârșit, veți înțelege de ce, de-a lungul vremii, Slănicul a fost ba Sinaia Bacăului, ba perla Moldovei, ba perla Carpaților Orientali, un titlu pe care l-am pus fără să fi început documentarea exhaustivă a subiectului și întâmplător am găsit în presă, în 1936, când a avut loc un simpozion al medicilor balneologi din România, la Slănic, generalul Nicolae Bicol, unul din cei mai mari promotori ai turismului balnear din țară, pentru prima dată a folosit această sintagmă referindu-se la Slănic, e o perlă a Carpaților Orientale. Da? Mai târziu am aflat și eu, dar sintagma aceasta pe care am discutat-o și domnul primar și dânsul a avut ideea de a fi mai incisiv, adică Slănicul, perla, nu o perlă în Carpații Orientali, ci perla Carpaților Orientali, să fie titlul definitiv. Este o invitație și, în general, cărțile pe care le-am scris au fost cărți călătoare. Pe patru continente, din Noua Zeelandă în America, Statele Unite, Canada, în Europa din Islanda, Marea Britanie, tot vestul european, până în Grecia, Muntele Atos, Israel, Dubai, Coreea din Sud, peste tot au călătorit. Sper ca și această carte să aibă același destin, să călătorească cât mai departe, să bucure pe cei care au plecat de pe aceste locuri minunate și trăiesc în țări îndepărtate, să le aducă bucuria în care vedeam, măcar prin intermediul lecturii, acest părți de rai, acest loc de imediat și de relaxare, o oază pentru sănătate și să sperăm că această provocare să mai adăugăm și o carte a izvoarelor, care este extrem de necesară, așa încât Slănicul să fie stațiunea care să aibă cea mai frumoasă carte de vizită posibilă. Aceasta este o construcție care nu se face pentru un an, doi, ci pentru generații. De fapt, cărțile cu adevărat bine scrise și bine realizate tehnic devin crâmpei pentru eternitate. Vă mulțumesc! Domnul profesor, nu putem să răsplătim munca dumneavoastră. De altfel, vreau să fac precizarea că domnul profesor a făcut toată această muncă pro bono, din pasiunea pe care dumnealui o are și identificăm din ce în ce mai puțin asemenea oameni care își doresc să facă din profesia dumnealor, din abilitățile pe care le-au dobândit, o pasiune și să ne lase, să o lase urmașilor dumnealor. Ieri, în ședința de Consiliu Local, domnul profesor a fost votat de majoritatea consilierilor cetățean de onoare al localității noastre și vă rog să-mi permiteți, domnul profesor, să vă mânez această plachetă. Mulțumim tare mult, să vă dea Dumnezeu sănătate și
anul care vine, poate de Dumnezeu, că avem și licența de exploatare pe drum pentru izvoarele de apă minerală și este un obiectiv pe care cu siguranță o să-l atingem. 2013, a lui Romulus Dan Buzna. Asta e o carte, nu e chiar o monografie propriu-zisă, dar e o carte foarte interesantă pentru că decupează niște momente, hai să le spunem, picante, niște elemente mai atractive, scoțând în evidență, sigur, oameni care au trecut pe aici, întâmplări, povești amoroase, știu eu, lucruri cu astea în care cititorul găsește o plăcere cu totul și cu totul deosebită. Și haideți să ajungem în sfârșit la partea care ne interesează. E și asta o comparație care se poate face. Trei aici, una aici. Asta, cartea poate fi discutată și chiar așa am să vă prezint, de la exterior spre interior. Întâi și întâi, cartea asta este o bijuterie. Și eu nu prea mă joc cu vorbele, ci sunt destul de rezervat când e vorba de a aprecia un volum, o carte. E o bijuterie și asta se vede de la distanță, se vede cu ochiul liber, din toate punctele de vedere. Sigur, condiții grafice excelente, carton de mare calitate, rafinament, paginare, tot ceea ce presupune procesul tipografic la superlativ. Când despre interior, aș vrea să spun două vorbe și aici lucrurile, fără doar și poate, stau foarte, foarte bine, pentru că de profesorul Corneliu Stoica mă leagă o veche admirație. Nu ne-am cunoscut, acum l-am întâlnit în carne și oase, ca să zic așa, dar noi pățim adesea chestia asta, noi ne știm din cărți, noi ne știm pe citite, cum zicem noi. Domnia sa e o mare, mare personalitate și, iarăși, județul Bacău are cu ce se mândri. Nu doar pentru că a scos atâtea cărți, nu doar pentru că a obținut un premiu al Academiei și așa mai departe, ci pentru că domnia sa este un intelectual veritabil. E suficient să vă uitați la bibliografia acestei cărți. Nu i-a scăpat nimic. L-am căutat, l-am verificat. Am zis, poate îl prind cu ceva. Nu, a trecut prin toate. A trecut prin presa interbelică. A decupat toate reprezentările literare legate de Slănic. S-a dus pe internet, e și la zi cu bibliografia. Zeci, sute de documente prinse în această carte. O carte gândită, și asta iarăși îmi place foarte mult, gândită logic. O carte care pleacă dinspre, departe spre aproape. Pleacă de la cadrul natural, de la o descriere exterioară și ajunge la ceea ce mie mi se pare cel mai important. Ajunge la oameni. Nu întâmplător, ultimul capitol sunt oamenii, dar de fapt ăla e primul capitol. Pentru că ceea ce devine o comunitate e rezultatul unor oameni, e rezultatul muncii unor oameni. Iar domnul Corneliu Stoica face un lucru cu totul și cu totul extraordinar în acest album, în această bijuterie, pentru că, de fapt, cartea asta este o carte de vizită extraordinară. Cum orice comunitate care se respectă, și ajungem la al doilea cuvânt cheie, comunitate ar trebui să aibă. Nu? Cu asemenea carte, Slănicul poate oricând să stea drept, poate oricând să se prezinte, nu? Pentru că aici găsim tot ceea ce înseamnă identitatea unui loc și spiritul unui loc. Slănicul nu e doar o poveste de succes, nu e doar despre bijuterii, perle și, știu eu, comparații cu Carlo Vivari, cu mari statuini ale lumii. Slănicul a cunoscut și, unul dintre dumneavoastră știți lucrul ăsta, a cunoscut mărirea și căderea. S-a reinventat, s-a reconstruit după război, după atâtea și atâtea momente complicate. Ei, toate astea le-au făcut oamenii. Iar domnul profesor Stoica pune în valoare oamenii. El însuși fiind primul dintre oameni și de asta mi se pare cu totul și cu totul remarcabilă întâlnirea aceasta între domnul primar care l-a instigat la cultură, ca să zic așa, care a știut să pună în valoare. E foarte important să existe un asemenea declic, să existe un asemenea imbold. Și domnul Sura și mărturisit-o. Pentru că oameni care pot scrie, există. Numai că ei trebuie stimulați, ei trebuie puși în valoare, așa cum se întâmplă cu acest album, care într-adevăr va rămâne peste timp. Eu am ferma convingere că o asemenea carte va ajunge unde trebuie. Citeam monografia, a fost zilele trecute, la Sala de Patrimoniu, la Biblioteca Județeană, să citesc monografia Cleopatrei Dăutu. Ce credeți că am găsit în ea? 1935, pagini netăiate. Nimeni n-a trecut prin acea carte din 1935 până săptămâna asta. Ei, eu sunt convins și îi doresc din suflet ca această carte să aibă
cititorii pe care îi merită să aibă drumul pe care îl merită, pentru că, într-adevăr, domnul profesor Cornel Stoica face lucruri minunate, minunate și închei cu o speranță. Sper ca într-o bună zi și orașul Bacău să aibă o asemenea monografie. Felicitări, domnule profesor, felicitări, domnule primar. O să rămân și eu fără microfon, ca să nu... Poate se aude în spate, da? Aș vrea să îmi permiteți să-i dau cuvântul domnului Vilică Munteanu, care este și reprezentantul editurii astăzi aici, doamna Dohotaru, care îi mulțumesc, poate o să urmărească materialul din suflet, pentru că s-au făcut eforturi extraordinare ca această carte să fie gata acum și îi mulțumesc mult și pentru contribuția, pentru că așa, nu știu dacă este bine să spunem așa public, dar eu spun pentru că este o formă de respect a editurii pentru Sălin Moldova. Această carte, așa cum o vedeți dumneavoastră, 458 de pagini și la nivelul la care se află, costă 52 de lei fără TVA. Adică este o contribuție și mi-a și spus că nu vrea decât să recupereze cheltuiala cu cernarea și cu hârtia și vrea să facă un gest și din această cauză am și comandat 1500 de exemplare, respectiv ce a spus domn profesor se va întâmpla, această carte va călători în toată lumea și este cel mai bun suport de promovare tipărit la momentul acesta al sălinului. Pentru că până acum le aveam tot ale domnului profesor și mai făceam niște am vreo aproape 60 de medalii cu Alexandru Ioan Cuza, două reprezentative aici, cu simbolurile celor două provincii care au fost unite într-una singură, în cea de-a doua medalie. Apoi, regele Carol I, care în drumurile sale în țară, încă din prima călătorie în Moldova, a ajuns și în Slănic, însoțit în unele din acestea și de regina Elisabeta. Apoi, regele Ferdinand, de care se leagă făurirea României întregite, sau România Mare, cum se spune mai frecvent. Regina Maria, despre care ambasadorul Franței în România în timpul primului Parlamentul României, suntem independenți, suntem o națiune de sine stătătoare, suntem o națiune liberă și independentă. La 1877, pe 9 mai, nu intrăm în discuții cu 9, cu 10 mai, Ion Creangă a fost un abonat la băile de la Slănic. Și Boșdeuca sa din Țicău, din Iași. Inginerul Ilie Radu, o personalitate a tehnicii românești, absolut deosebită, care și-a lăsat o bună parte din amprenta activității sale pe Valea Trotușului, construind
gările de la nord de Târgu Ocna. Și drumul Târgu Ocna spune Marco Prea. Podurile, pardon. Ce? Funcțiile sale sunt pe reversul medaliei respective. Mareșalul Alexandru Averescu, în timpul primului război mondial, a fost și el prezent în Slănic. Ionice Brătianu, marele om politic, a fost în Slănic, Moldova. Poate cea mai reprezentativă figură a liberalismului românesc din perioada de până în 1947. Nicolae Iorga, o medalie, o plachetă cu prezentându-l vorbind, un orator deosebit. Pe revers, semnificativ câteva versuri din Brad Bătrân, scrisă poezie cu câteva zile înainte de a-și afla sfârșitul în condițiile în care nu le mai discutăm acum. Și o ultimă medalie abia lansată anul acesta, pentru că anul trecut n-a putut să fie lansată anul trecut era cu moartea, anul acesta a fost lansată la 150 de ani de la nașterea sa. Jean Bart, scriitorul care în copilărie și adolescența noastră ne-a încântat. George Enescu, cel mai mare muzician al românilor, a fost în Slănic. Și pe reversul medaliei, interesant, puțin schițat drumurile lui Enescu în lume. George Bacovia, poetul băcăuan, mareșalul Ion Antonescu, în timpul celui de-al doilea război mondial, Mihail Sadoveanu, scriitorul despre care știm cu toții, Anton Durcovici, episcop catolic de Iași, între 1947-51, pentru această medalie mi-am adus și eu o contribuție la baterea ei, am intermediat între Episcopia Romano-Catolică de Iași și Monetăria Statului și s-a realizat medalia. Un destin care s-a frânt, s-a stins într-o închisoare comunistă și reversul cu stema simbolul heraldic al episcopului respectiv. Ștefan Ciubotărașu, actorul Ștefan Ciubotărașu. Maria Tănase. Sunt nume pentru care nu prea sunt cuvinte de comentat. Iulian Antonescu, întemeitorul muzeului din Bacău și apoi mai bine de un sfert de veac, șeful muzeelor din România. A înființat numai puțin de 38 de muzee în România. Ioachim Giosanu, arhiepiscopul Romanului și Bacăului. Și ultima medalie pe care o prezint și are și o scurtă poveste, Nadia Comăneci, oneșteanca noastră, la fel, nu avem cuvinte să lăudăm, să
spunem, ar trebui să vorbim săptămâni. În 2000, Nadia Comăneci a fost invitată la televiziunea națională, la emisiunea Arca Marinei. Televiziunea a comandat la monetăria statului o medalie, un singur exemplar, medalia Nadia Comăneci și pe revers simbolul, sigla emisiunii Arca Marinei. Nu a putut să vină la televiziune la momentul respectiv, nu a mai fost luată de la monetărie și a ajuns în posesia mea. Este... Am mai multe medalii într-un singur exemplar, probe și altele, dar asta mă leagă cel mai mult. Și fiind din zonă și pentru că este o mare personalitate. Vă mulțumesc tare mult! Oameni răslinii Moldova. Cam câte trăsuri erau folosite pentru asta. Iată o poză istorică la ceremonie de ziua eroilor. Aici locuri în care oamenii au depus lacrimi sau pe care le păstrau în amintire. Inclusiv mirii originală variantă. Și aici este un loc de suflet pentru mine, pentru că exact cu 50 de ani de urmă, în această cameră, am petrecut eu luna de mir. Restaurantele stațiunii, păstrăvul prăjit, o să vedem încă ceva despre păstrăvul ăsta, iată imagini imortalizate de ilustrate în care vedem și evoluția civilizației în sensul că, iată, perioada în care aprovizionarea cu apă potabilă se făcea cu sacaua, iar în 1933 s-a introdus apa potabilă, rețeaua de apă potabilă și iată această ilustrată păstrează aici ca document tuburile pentru apă. Satul nou vechi, care îl trec în revistă și iată aici o banală, un exemplu de pasiune, dacă vreți, pentru cartofilie. În colecția întreagă am găsit această carte postală, n-am mai pus aici fața, este o banală carte postală, care este un document de istorie, în primul rând, istoria stațiunii, cât și istorie postală. Permiteți-mi să vă atrag atenția asupra, deci să fim indiscreți, să citim ce a scris Nea Ilie despre stațiune. Deci, a dat Dumnezeu și am găsit în sat mâncare mai bunicică. Așa, de exemplu, ieri am mâncat păstre proaspăt prăjit. Două bucăți de păstre, câte o șcapă de lungi, 50 de bani. Pe vremea aia, o scrisoare costa 5 bani. 10 scrisori astăzi ar însemna cam 50 de lei, deci porția de păstrăv 50 de lei azi. De azi încolo gătește pui de găină. Închipuiește-ți că nu mai e nimeni, absolut nimeni în slănic, numai eu singur și la cură și în pădure și pe terasă, etc. Mâine nu-ți mai scriu de aici din cauza că azi se desfințează oficiu poștal. Este o scrisoare scrisă pe data de 10 septembrie 1913. Wow. E confirmarea faptului că în stațiunea activitatea era sezonieră. Deci funcționa de regulă de pe 15 iunie până pe 15 septembrie, iar administrația din Târgu Ocna, direcția sanitară de la Târgu Ocna, hotăra exact zilele, nu 15 sau ce ți-i picat, de regulă începea de sâmbătă și se termina într-o lună. Dar priviți, vă rog, acest detaliu.
Scrisoarea a fost pusă pe data de 10 septembrie 1913. Dar ștampila poștală este pusă pe data de 23. Deși el spune că azi e ultima zi. Deci, iată o enigmă aici. Simplă, simplă de tot. Această carte poștală este dovada faptului că această diferență este dată de calendarul gregorian. Poșta română, care intrase deja în Europa încă din 1867, a adoptat în 1867 calendarul gregorian. Dar statul oficial l-a adoptat abia la 1 aprilie 1919. Cele 13 zile de diferență de aici arată clar în concepția publică data era 10, dar poșta lucra pe 23. Deci, ca să nu fie comentarii asupra activității poștei. Închei imediat. O dovadă că activitatea era sezonieră sunt aceste două ilustrate, unice în perioada de scurt până la 1949, deci precizarea asta 50 de ani de colecție aici. Imagini din slănic, slănicul pustiu, nici măcar un cățel. Câteva ilustrate care să vă readucă în memorie vilele, marea majoritate dispărute, și îmi atrage atenția faptul că în această vilă gradul de ocupare era probabil de 101%, pentru că inclusiv în pot s-a aflat o persoană care trebuia să se pozeze, da? Vila Seciu de atunci. Martore la înălțarea unei file, iată, în această carte poștală este doar scheletul, iar în cealaltă carte poștală, vila finalizată. Ca și aici, unde la administrația stațiunii, în partea dreaptă nu era nimic, în timp ce aici apare un hotel. Și aceste vile, adevărate bijuterii arhitecturale, dar dispărute. Dacă vă e dor să vedeți cum arăta primăria cândva, cam aceasta era primăria stațiunii. Aceasta este străduța pe care o urcăm ca să ajungem noi la panoramic, cu vile și astea doar amintire. Și dacă tot v-am stârnit puțin lacrimile, vă aduc cu picioarele pe pământ și să privim o hidoșenie actuală în care, sincer fiind, sper să nu mai vedem la lansarea unei viitoare cărți. Vă mulțumesc foarte mult și vă urez Crăciun fericit! Ai județului Bacău și domnul Vilică Munteanu și domnul Ceucă și, bineînțeles, și domnul profesor Adrian Coteles și poate mai sunt și alți cetățeni de onoare. Sper să nu-i uit. Vă rog, domnul Benea, dacă ne puteți spune câteva cuvinte, vă rog. Da, bună ziua tuturor. Mulțumesc, domnule primar, pentru invitație și pentru introducerea puțin cam festivistă. Eu m-am străduit să vin astăzi la Sălin Moldova din mai multe motive. În primul rând, cât am fost președinte al Consiliului Județean, întotdeauna am participat la acest gen de evenimente, lansări de monografii sau prezentare de monografii. Și cred că am participat la vreo 40-50. Mi-aș fi dorit să particip la toate, pentru că e important să găsești, e și important și captivant să găsești informații pe care nu le cunoști despre localități
la istoria cărora într-un fel sau altul ai participat. Am și colecționat toate aceste monografii, repet, nu sunt mai mult de 40-50, dar au valoarea lor sentimentală pentru mine, pentru că am fost implicat în viața acestui județ și în viața acestor localități și mă interesează atunci când am timp sau când am răgaz, mai bine zis, să le mai răsfoiesc, așa cum se va întâmpla și cu această lucrare, pentru care îl felicit și pe domnul Corneliu Stoica, nu l-am cunoscut, mă bucur să-l cunosc astăzi, am auzit lucruri frumoase despre dânsul, mă bucur să revăd pe domnul Ceucă. Cu o tușă aparte, este omul care m-a introdus în lumea filateliei, cel care mă făcea să mă duc cu jumătate de oră, o oră înainte de deschiderea magazinului de lângă Luceafăru, să fiu primul la plicurile acelea roșii, portocalii sau albastre, pentru că nu veneau. Veneau un număr limitat și țineam morțiși să le achiziționez, fie cald, fie frig. Eu mă duceam acolo și această pasiune mi-a insuflat-o domnul Ceucă, pe care mă bucur să-l revăd astăzi la fel de vivace și prezent și sunt convins că foarte mult material din această lucrare, despre care eu nu pot vorbi foarte multe, n-am legitimitatea să vorbesc, pentru că doar am parcurs-o în fugă și în viteză. Sunt convins, este extrem de generoasă ca și dimensiune, ca o paranteză, mi-aduce aminte de albumul Mărturisiri, album al județului Bacău, pe care l-am lansat în 2007 la Tescani. Repet, deși este generoasă, este ușor de parcurs și ușor de metabolizat, dacă pot să spun așa. Găsești și date interesante, găsești și fotografii vechi și mai puțin vechi. Este o lucrare care respiră și este foarte important să nu te blocheze de la început și să te atragă să plonjezi în ea. Sigur că este și meritul Consiliului Local și a primarului care a susținut acest gen de demers. Eu sunt mai degrabă, că tot am auzit, am fost atent la toate intervențiile și la domnul profesor Jicu, eu sunt mai degrabă adeptul lucrărilor de acest tip, dar mai romanțate. Dar romanțate nu neapărat în sensul pozitiv, ci pentru că orice loc, inclusiv Zărin Moldova, oricât ar fi el de frumos și de binecuvântat de Dumnezeu, are și secrete frumoase și secrete mai puțin frumoase, mai respingătoare și ele fac parte din viața din istoria comunităților și dar noi nu prea avem curajul să abordăm acest de noi românii. Nu prea avem curajul să abordăm acest tip de lucrare, dar cred că ar fi interesant pentru Consiliul Local, pentru domnul primar, să găsească personajul care să facă istoria romanțată a acestei localități, care acestui oraș care are o vechime de câți ani? Câte sute de ani? Mic l-a raportat la... Mică, e tânără raportat la ce se întâmplă ca vechime a unui oraș în Occident, dar 200 de ani în care s-au întâmplat lucruri frumoase și mai puțin frumoase și foarte multe, am zis, secrete. Foarte multe dintre ele necunoscute și care cred că ar fi de interes și captivante. Da, e complicat de... Nu e simplu un asemenea demers, el trebuie bine documentat și oameni ca cei care efectiv au făcut posibil acest lucru astăzi sunt din ce în ce mai puțini și din ce în ce mai rari. Când spun secrete, iată că, deși am răsfăit-o în viteză, nu pot să nu constat că, iată, un secret. Pârtia de schi care este un obiectiv important și de care sunt legat și atașat într-un mod aparte, din motive pe care nu mai e cazul să le detaliez. Nu am văzut o pomintă, poate e o misiune a mea, dar iată un secret, poate o să surprind, cu siguranță o să șochez chiar pe respectivul. Nu era posibil, în primul rând, dacă nu se implica decisiv domnul Șiloc, a fost primar al Târgu Ocnei, pentru că rezolvarea, din punct de vedere juridic a terenului la acel moment, ținea de un schimb de teren, dacă mă amintesc bine, cu composesorat, în care domnul Șiloc a fost decisiv și, practic, a eliberat terenul pentru ca instituția Consiliului Județean să aplice și să, finalmente, cu riscuri, să implementeze acest proiect în proporție de 50% cu fonduri europene.
un proiect care, întâmplător sau nu, iată că am înțeleg că zilele acestea a trecut în domeniul public al orașului Sălin Moldova. Îl văd ca pe un lucru pozitiv și ca pe o provocare pentru actuala administrație. Nu mai căutați. Dacă este foarte bine, într-un fel, e foarte bine. Dacă vreți să aflați istoria romanțată și neromanțată, eu vă spun. Cap coadă, da? Trebuie să ne punem centurile de siguranță, dar asta o altă dată. Da. Probabil că asta a fost și motivul pentru care eu nu întrunesc condițiile de a fi cetățean de onoare nicăieri, dar mi-a făcut o surpriză în adevăratul sens al cuvântului fostul primar Andrei Șerban, care și el este menționat, cred că într-o mică măsură față de cât a contribuit și el la... Și fac precizarea, pentru cei care nu știu, am ambasadele destul de închise cu domnul Șerban, dar 12 ani cât a fost primar, mai ales în prima parte a celor 12 ani, a făcut lucruri importante, practic a repus Lănicu cu botul în sus, dacă pot să spun așa, ca la avion. Și sigur, domnul Baciu acum continuă același trend și, până la urmă, asta este rolul celui care conduce vremelnic o comunitate. Eu n-am ce vești, nu vă imaginați că secretele Europei Occidentale sau ale Bruxellesului le dețin eu. Sunt lucruri pe care pot doar să vi le confirm. Că societatea se transformă, valul de transformări dinspre vest, spre est, este unul pe care trebuie să-l luăm mai serios decât credem. Și sigur că acest tip de lucrare pentru noi, cei născuți, crescuți înainte de 89, are o valoare sentimentală aparte. Știm să apreciem această muncă, știm să apreciem o asemenea lucrare. În schimb, pentru generațiile mai noi, cred că sunt un fel de artefacte, dacă pot să spun așa. Generațiile noi și aici fac așa, dacă îmi permiteți, o mică tranziție către viitor. Generațiile recente au nevoie de alte ancore cu care să fie atrași și aduși, pentru că, până la urmă, o stațiune ca Sălin Moldova se bazează pe dezvoltarea turismului, pe generațiile mai tinere, pentru că, într-adevăr, acum, dacă facem o medie de vârstă a turistului din Sălin Moldova, ea este, cu siguranță, peste 40-45 de ani. Dar trebuie țintiți și cei mai tineri, și cei mai tineri trebuie atrași cu alt tip de marketing. Și sigur că este un alt gen de provocare la care actualul primar trebuie să răspundă. Aș putea vorbi mult despre Sălin Moldova, vă spun, am amintit de toate felurile, am stat și cu cheița la gât când mă tratam la sanatoriu și eram cazat la Zorile. Am de toate, și legat și evenimente administrative mai plăcute, mai puțin plăcute, și politice mai puțin plăcute, mai plăcute, dar nu e cazul să ocup mai mult timp decât e necesar astăzi aici. Eu și când am avut atribuțiuni directe să susțin dezvoltarea Sălnicului, cred că am făcut-o atât cât se poate omenește posibil. Să știți că, așa cum pot să spun că am avut un rol important după domnul Șerochii la treaba cu pârtia, pot să vă spun că nu sunt suporterul și fanul acelui drum care ar trebui să iasă la Poiana Sărată. Și nu pentru că sunt un ecologist practicant, ca să nu zic de fațadă sau de paradă. Chiar cred că trebuie lăsat acel drum de exploatare petrolieră, folosit ca un mijloc de a atrage practicanți de sporturi, de doritori de mișcare în aer liber. Nu trebuie să fie un drum care să vezi, Doamne, aduce turiștii de la Brașov mai repede la Sălin Moldova. Cine vrea să vină la Sălin Moldova nu se cramponează în 20, 30, 40 de kilometri. În plus, dimpotrivă, cred că această pâlnie în care este Sălin Moldova, dacă îmi permiteți și această comparație, cred că ajută la microclimat, ajută la un aer mai curat, la tot ceea ce, iată, vine și dinspre Europa Occidentală, această aplicare, această dorință spre un mediu tot mai verde. Și eu aș face această recomandare, dacă mai există pe agenda cuiva, realizarea unui drum asfaltat la nivel de drum național sau drum județean, aș face sugestia să abandoneze, că nu cred că asta este
prioritatea pentru Sării Moldova, ba dimpotrivă poate fi un lucru care să încurce. Mă bucur că am venit astăzi aici, mă bucur că m-ați invitat, aștept cu interes și celelalte intervenții. Felicit mediul privat din Slănim Moldova. S-au realizat investiții. Cred că acea construcție hidoasă nu este un hotel sau ceva de genul acesta, sau o pensiune. S-au realizat investiții în turism și în zona privată importante și țin să felicit și să apreciez acest lucru, inclusiv stabilimentul în care suntem astăzi aici. Practic, acum există aproape toate condițiile atunci când aduci o delegație din străinătate la Slănim Moldova să te ridici la nivelul așteptărilor, să ai și o lucrare de acest gen, care e importantă pentru cineva care vine pentru prima dată și trage la bagaj, dar are consistența ei și e foarte bine că e așa. Ai și unde să-l inviți, ai și unde să dezbați proiecte de viitor. Sigur că cea mai grea sarcină cade tot pe umerii administrației locale, a primăriei, a Consiliului Local, să inoveze, să inventeze, să dezvolte parteneriate, să atragă fonduri de toate felurile și să continue acest drum pe care a intrat Slănim Moldova începând cu 2004 și din 2016 la fel, cu același trend ascendent. Încă o dată vă mulțumesc pentru atenție, sper că n-am plictisit pe nimeni, vă doresc sărbători fericite și să ne vedem sănătoși cu proxima ocazie. Reprezentantului Guvernului României aici, domnul subprefect Narcis Jitaru. Stimate domnule primar, onorată asistență, îmi revine deosebită plăcere și bucurie că astăzi din partea instituției prefectului din județul Bacău să fiu prezent la acest deosebit eveniment prin care se lansează Enciclopedia orașului stațiune de interes național Slănim Moldova. Răsfoind paginile în timpul discursurilor anterioare, am putut trage o concluzie că Slănim Moldova are născut astăzi prin această carte, văzând imaginele bogate, poveștile despre oameni, despre locuri, despre fapte, despre proiectele vechi, dar și cele noi, ale acestui prea frumos oraș din mijlocul Carpaților Orientale. Ce a ieșit prin efortul comun, bineînțeles, al domnului profesor Corneliu Stoica, cu care am avut plăcerea să ne mai cunoaștem și pe la Comănești, de unde vin de altfel, și prin efortul susținut și inima alături de slăniceni a domnului primar Gheorghe Baciu, se vede astăzi această carte, această monumentală carte, care sper eu să ne îmbogățească și mintea, dar și sufletul. Spunea în diferite momente domnul primar că când vorbim despre Slănim Moldova sau când venim la Slănim Moldova, trebuie să ne mândrim nu ca o bijuterie numai a celor de aici, a comunității locale, ci a tuturor, a celor de pe Valea Trotușului, a celor de la Bacău, a celor din Moldova și, de ce nu, și de peste hotare. Dacă am reușit acest lucru și, cu siguranță, această carte de vizită a dumneavoastră, s-o putem folosi de acum încolo. Mulțumesc că ați dat mai tare, mă auzeam mai încet. Și n-aș vrea să mă mai lungesc, pentru că mai sunt și alți vorbitori după mine. Cu această ocazie vă doresc și dumneavoastră multă sănătate, sărbători fericite, un an nou bun și să ne regăsim și cu alte evenimente frumoase, sănătoși. Pentru că, așa cum a spus și reprezentantul din partea Parlamentului Republicii Moldova, sănătatea este cea mai importantă în aceste timpuri. Domnule primar, vă felicit din tot sufletul, domnule profesor de asemenea și echipei dumneavoastră și sperăm și la alte cărți care să scoată în evidență ce frumos este la Slănim Moldova. Mulțumesc! Avem bucuria să avem astăzi aici pe domnul președinte al Consiliului Județean Bacău, domnul Valentin Ivancea, cu care avem o colaborare foarte bună și rog să ne comunice dacă
este de acord să ne transmită ceva. Bună ziua! Domnule primar, mulțumesc pentru invitație. Sunt onorat să fiu astăzi aici. Mă bucur că astăzi l-am cunoscut pe domnul profesor, cum l-am cunoscut și pe domnul inginer Ceucar. Pe domnul inginer Ceucar știam doar din imaginele colectate pe care le vedeam, le primeam de fiecare dată în monografiile pe care le primeam la prefectură și ulterior la Consiliul Județean. Dacă apanajul istoricilor este de a prezenta trecutul, apanajul celor care suntem astăzi aici, în autoritatea locală, este de a construi viitorul. Mă bucur că ieri s-a votat în Consiliul Județean trecerea din domeniul public al județului în domeniul public al Unității Administrativ-Teritoriale Slănic Moldova a Pârtiei de Schi, o investiție începută de domnul președinte Benea și terminată de domnul președinte Benea și astfel transferată în cadrul autorității locale. Cred că rolul Consiliului Județean este de a fi un motor de dezvoltare pentru comunități, pentru unități administrativ-teritoriale și cred că rolul administrației locale de aici este de a dezvolta, de a continua ceea ce s-a făcut atunci. Este într-adevăr o provocare. Vreau și eu să felicit investitorii privați fără de care Slănicul poate nu arăta așa astăzi. Sunt convins că o colaborare între investitorii privați și autoritatea locală poate aduce dezvoltare și poate peste ceva timp să mai existe o continuare a acestei cărți, peste ceva timp, peste 50 de ani, să se vadă o evoluție în dezvoltarea economică a acestei stațiuni. Vă mulțumesc încă o dată pentru invitație, vă felicit domnule profesor, vă felicit domnule inginer și, nu în ultimul rând, domnule primar, vă felicit și cât și Consiliul Local. Mulțumesc! Desigur că s-a vorbit aici al cui este Slănicul. Slănicul nu este atât al slănicenilor, vă spun cu mare sinceritate, cât este al Bacăului. Și îmi doresc foarte mult, așa cum am spus public, dacă Slănicul Moldova este perla Moldovei, atunci, și pentru că Slănicul Moldova este în județul Bacău, Slănicul Moldova este implicit perla Bacăului. Și îmi doresc ca această colaborare să fie cât mai rodnică, nu pentru mine sau pentru cetățeni din Slănic, ci pentru județul Bacău, în primul rând, care poate să ofere, din punct de vedere turistic, ceva special pentru România și pentru străinătate. Domnul profesor Adrian Cotârleț, vă rog tare mult, dacă se poate să ne spuneți și dumneavoastră câteva cuvinte. Domnule primar, distinsă asistență, vă mulțumesc că am fost invitat să particip la această întâlnire. O consider eu, în primul rând, de suflet. O zi deosebită în viața comunității Slănic-Moldova. Trebuie să vorbesc un minut ca și medic. Aici zic că mă pricep un pic. Și vreau să vă asigur că Slănic-Moldova trebuie să iasă în față prin aceste izvoare de peste 200 de ani și să facem tot posibilul, bineînțeles cu ajutorul autorităților locale, să le punem în valoare. Este păcat pentru ce să trecem peste ceea ce a fost, să ne gândim la prezent și să știm fiecare ce avem de făcut în perspectivă. Vreau să vă asigur că anul viitor la Slănic Moldova, în urma discuțiilor pe care le-am avut la Academia de Medicină din Paris acum o lună, va fi o întâlnire a francofoniei pe linie, bineînțeles, medicală
și aș ruga pe toți cei prezenți să facem tot ce ne ține în putere, să promovăm ceea ce avem. Felicit încă o dată pe cei care au făcut posibil acest eveniment, pe domnul profesor Stoica, pe domnul inginer Ceucă și pe domnul Vilică Munteanu și nu în ultimul rând Consiliul Local Slănic Moldova și domnul primar. Vă mulțumesc! Vă mulțumim mult, domnul profesor, și desigur că nu ratez ocazia să vă invit pe 6 ianuarie la binecuvântarea izvoarelor minerale de la Slănic Moldova, pentru că am reușit să le modernizăm, să le aducem în administrarea primăriei, a Consiliului Local și acest lucru va fi marcat de Bobotează printr-o rugăciune și, bineînțeles, printr-o întâlnire în care ne vom spune lucruri care vor ajuta la dezvoltarea localității.